Vorbim astăzi despre un subiect cât se poate de practic și de actual, sunt convins că veți recunoaște cu toții lucrul acesta, și anume despre conflictele care apar în familie sau supărările, certurile, spuneți-le cum vreți dumneavoastră. Realitatea este că în familie apar adesea conflicte. Ne place să recunoaștem sau nu, este o realitate incontestabilă. Și chiar dacă nu voi apela la pasajul pe care l-am citit într-un mod exegetic de a expune adevărurile pe care le-am citit, cu siguranță, dacă veți fi atenți la mesajul din seara aceasta, veți observa că are multă legătură cu ceea ce s-a citit și mai exact cu definiția dragostei, cu modul în care Dumnezeu, prin Sfântul Apostol Pavel aici, definește efectiv dragostea. Dragostea este cât se poate de practică, nu e abstractă, nu e multă filozofie, este un verb, este acțiune, este practică de zi cu zi. Așadar, este un lucru indiscutabil, ceea ce deja am afirmat, și anume că în familie apar conflicte. Conflicte mari, conflicte mici, conflicte lungi, conflicte scurte, conflicte simple sau conflicte mai complexe, în funcție de caz. Da? Sigur, veți auzi probabil oameni și am auzit astfel de afirmații științifico-fantastice, mai mult fantastice decât științifice, că ei nu s-au certat niciodată. În 20 de ani de căsătorie nu s-au certat niciodată, n-au avut niciun conflict. Și cineva spunea, asta este cel mai ușor mod de a identifica un mincinos, afirmația de felul acesta. Singura modalitate prin care poți să nu ai niciun conflict în căsătorie este să mori la cel mult 24 de ore după nuntă, după căsătorie. Este singura modalitate în care ai șanse mari, nu e sigur nici acolo, dar ai șanse mari să nu ai conflict în familie, în căsătorie, în relația soț-soție. O bună parte din conflicte rezultă din lucrurile pe care noi deja le-am discutat și le-am amintit în seriile din săptămânile care au trecut, și anume din neînțelegerea sau neasumarea rolurilor în familie. Multe certuri apar și sunt generate de neînțelegerea sau neacceptarea, neasumarea rolurilor pe care trebuie să le aibă cei doi în familie. Ne spune de multe ori că vremurile s-au schimbat, așa este, dar rolurile de bază rămân aceleași. Familia, dragii mei, funcționează corect dacă este așezată pe aceleași principii vechi de mii de ani, dar cât se poate de reale, de adevărate și de actuale astăzi. O bună parte din conflicte mai sunt generate și de slăbiciunile specifice bărbatului sau de slăbiciunile specifice femeii. Egoismul bărbatului și nesupunerea soției generează adesea multe certuri în familie. Neînțelegerea diferențelor care există între noi și neacceptarea lor. Vă readuc aminte, suntem diferiți, dar într-un mod complementar. Gândim diferit, vorbim diferit, ne manifestăm dragoste în mod diferit, acționăm diferit, ne organizăm diferit și vedem lucrurile diferit. Niciodată să nu-ți propui ca soția ta să vadă totul exact așa cum vezi tu, că nu se va întâmpla și nici invers. Trebuie să înțelegem diferențele care există între noi și să le acceptăm. Acele diferențe structurale care realmente nu sunt nici morale și nici spirituale și care nu se pot schimba. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem faptul că pe lângă aceste lucruri mai sunt o serie întreagă de cauze specifice care generează conflicte în familie. Și vreau să privim pe scurt la ele, să le amintim și apoi vom merge mai departe și vom vedea care sunt soluțiile sau modul în care ne învață Cuvântul lui Dumnezeu să soluționăm conflictele. Vulpile mici, spune un proverb, strică viile în floare. Și adesea, chestiunile mici, dar care se tot repetă, strică o relație sănătoasă, denaturează o familie și poate chiar să strice încrederea dintre cei doi. Vulpile mici strică viile în floare. Mare atenție la tot felul de exagerări. Apar în familie, între soț și soție, adesea multe exagerări. Și exagerările, dacă este să fim cât se poate de tranșanți și riguroși, sunt de altfel minciuni. O exagerare e o formă de a minți. Da? Când exagerezi, de fapt tu prezinți realitatea într-un mod deformat, exagerat. Mare atenție într-un mod special la generalizări. Știți că de multe ori în familie, între soț și soție, apar următoarele expresii. Tu totdeauna faci așa. Sau tu niciodată nu ai făcut așa. Și, dacă este să fim sinceri, de cele mai multe ori, astfel de generalizări sunt neadevăruri, pentru că, deși e posibil ca de multe ori să faci așa, totuși este
puțin probabil că întotdeauna face așa. Generalizările sunt foarte atractive pentru că simplifică mult problema, da, pentru noi. Tu întotdeauna, deci tu ești de vină și ne transformă pe noi în niște victime perpete. Eu sunt întotdeauna victimă pentru că tu întotdeauna faci așa. Sunt exagerări sau, dacă doriți, generalizări și sunt periculoase. Stârnesc adesea conflicte, tensiuni, certuri în familie. Jignirile, care pot să fie de multe feluri și care pot să vină din ambele direcții, nu doar bărbații și nu doar femeile. Am observat de-a lungul anilor că bărbații pot fi adesea egalați și chiar depășiți la capitolul jigniri de către femei. O femeie își poate jigni bărbatul și soțul într-un mod incredibil de puternic. Îl poate înjosi, îl poate face să nu se mai simtă bărbat și jignirile, dragii mei, denotă lipsă de respect și pot produce răni foarte adânci. Limba asta mică, vorba lui Iacov, e un mădular atât de mic, dar poate produce niște pagube incredibil de mari. Da? Poate aprinde o pădure întreagă, cum folosește exemplul respectiv în epistola sa Iacov. Da? Răni adânci cauzate de jigniri care uneori nu pot fi vindecate decât în timp. Sunt insulte, sunt jigniri repetate de multe ori, care nu pot fi vindecate de pe o zi pe alta, nu cu timpul se vindecă, dar se pot vindeca în timp. Și aici e nevoie de multă înțelepciune și de multă răbdare. Atenție de asemenea la răzbunare, o altă cauză pentru conflicte, răzbunarea în familie între soț și soție, ca și cum am fi într-o competiție, ca și cum am ține un scor, cine câștigă mai multe dispute și dacă am pierdut eu, acum trebuie să mă răzbun. Competiția afirmării de sine sau răzbunarea în familie conduce la mari dezastre. Atenție de asemenea la potopul de vorbe, la potopul de cuvinte, vorbele care nu se mai termină. Avem noi românii o vorbă, tăcerea e de aur și de multe ori, într-adevăr, tăcerea e de aur. Și asta e o problemă specific feminină, dar am văzut și bărbați care nu se mai pot opri din vorbit și care, dacă ar tăcea, multe ar rezolva și multe conflicte s-ar încheia mult mai repede. Sunt situații unde trebuie să învățăm să tăcem și sunt situații unde trebuie să vorbim, dar să vorbim cu înțelepciune. O altă cauză des întâlnită, pe care sunt convins că fiecare de aici a experimentat-o mai mult sau mai puțin, depinde de situație, este relația cu neamurile sau relațiile cu părinții sau socri. Multe conflicte pornesc de la aceste relații. Dragii mei, Biblia spune clar, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Acum, de multe ori omul lasă pe tatăl său și pe mama sa, dar tatăl său și mama sa nu lasă pe om. Și aici e nevoie de înțelepciune din ambele părți. Dacă te-ai căsătorit, pe primul loc e soțul sau soția ta, nu părinții tăi. Lucrul acesta trebuie să fie clar, categoric și răspicat, afirmat. Pe primul loc e soțul sau soția ta, nu părinții tăi, nu neamurile tale, nu frații, nu surorile, ci soțul sau soția. Bunele intenții din partea părinților și din partea socrilor, deși sunt de apreciat, de multe ori nu sunt de ajuns. Trebuie lăsat spațiu pentru propria familie care se dezvoltă, mai ales atunci când sunt la început, copiii care s-au căsătorit nici măcar nu mai sunt copii, că acum au propria lor familie, și părinții trebuie să-și îndrume și să-și ajute copiii, dar trebuie să înțelegem faptul că e fiecare cu familia lui. Copiii trebuie să-și respecte părinții în continuare, să aprecieze sfaturile, dar atenție, de multe ori, cu bune intenții, se pot distruge familii din direcția aceasta a părinților sau a socrilor. Noi spunem de multe ori că separarea, în măsura în care este posibilă, este indicată. Poate funcționa și fără separare. Dar este foarte important să se respecte familia fiecăruia. Păstrați legătura, spunea cineva, dar țineți distanța. Păstrați legătura, dar în același timp țineți distanța. Și un bărbat spunea, ca o glumă, dacă vreți, soacra mea e ca un ziar. Cum anume e ca un ziar? Vorbește mult? Nu. Apare zilnic. Dragii mei, mai răruț că e mai drăguț, spunem noi românii. E foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Multe, multe conflicte și tensiuni sunt generate de lucrul acesta și de relația cu părinții sau cu socrii. Îi iubim, îi prețuim, îi sfătuim, dar e pe drumul lui. Fiecare cu familia lui, ne apreciem, ne consultăm, ținem legătura, dar, după cum am spus, păstrăm distanța. O altă cauză foarte des întâlnită pentru conflicte și pentru certuri
o reprezintă și trecutul. Și aici ar fi multe lucruri de zis. Trecutul celor doi, fiecare în parte, are trecutul lui, vine dintr-un context anume și dacă trecutul nu e rezolvat cum trebuie când s-a intrat în căsătorie, acolo pot apărea lucruri foarte urâte. Vorbim în primul rând de anumite traume pe care unul sau celălalt le-a putut experimenta în copilărie și care dacă nu sunt bine rezolvate și conciliate și discutate și încheiate, vor genera în timp în căsătorie multe probleme. Poate apărea acel tip de gelozie păguboasă, chiar bolnăvicioasă, pentru că cineva a crescut într-o familie unde infidelitatea a fost la ea acasă. Sunt traume pe care de multe ori copilul care a crescut mare, el n-are nicio vină, ci pur și simplu trebuie discutate și rezolvate. Sunt de asemenea alte probleme nerezolvate din trecut, care n-au fost discutate și scoase la iveală înainte de căsătorie și foarte important aici un avertisment pentru cei necăsătoriți și pentru tineri, nu intrați în căsătorie cu scheleți în dulap, adică cu secrete murdare ascunse. Pentru că totul va ieși mai devreme sau mai târziu la suprafață, minciuna are picioare scurte. Trebuie rezolvat totul, trebuie spus totul, trebuie asumat totul, să fie foarte clar, acesta sunt eu, dacă mă accept, așa, m-am pocăit, m-am schimbat, am renunțat, dar acesta este trecutul meu. Cine nu procedează așa, va genera probleme în viitor. De asemenea, obiceiurile din trecut, trebuie să recunoaștem, vrând nevrând, toți avem problema aceasta, copiem din familie lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Și mai ales cele mai puțin bune sunt mai ușor de copiat. Altfel spus, copiem de la mamele noastre, de la tații noștri, comportamente care n-au fost tocmai bune. Și ei au copiat la rândul lor de la părinților și așa mai departe se perpetuează păcatul prin copierea obiceiurilor care nu sunt bune. Aici e nevoie de maturitate, să recunoaștem, să înțelegem, apreciem ce am văzut bun la părinții noștri, dar în același timp recunoaștem ce a fost mai puțin bun și punem deoparte. Și ne transformăm, ne schimbăm, ne sfințim, ne rugăm, Doamne, ăsta e un obicei rău pe care l-am copiat, ajută-mă să-l abandonez. Nu găsim și nu putem găsi scuze că așa s-a procedat în familia noastră. E posibil să se fi procedat așa, dar e posibil să se fi procedat greșit, incorrect. Sunt lucruri care trebuie abandonate, obiceiuri din trecut care trebuie schimbate. Apoi, dacă trecutul a fost rezolvat, dragii mei, dacă a fost discutat, dacă a fost pocăință reală, dacă a fost cerere de iertare și acceptarea iertării, atunci faceți bine și să nu mai dezgropăm morții. Morții, dacă au fost bine îngropați, trebuie lăsați acolo unde sunt îngropați. Că dezgroparea morților produce tensiune, conflict și certuri neîntrerupte. O altă cauză reprezintă și finanțele. În vremurile în care trăim, e o cauză destul de serioasă. N-a fost întotdeauna așa, dar în ultimii 100 de ani, din cauza schimbărilor sociale, este o cauză cât se poate de serioasă. Avem probleme la bani pentru că sunt două surse de venit, soțul, soția și fiecare cu banii lui, spunem noi. Dar cei doi au devenit un singur trup, numai că banii încă sunt trupuri diferite. Ei sunt un singur trup, dar cu banii nu sunt un singur trup. Și aici apar multe probleme, mai ales atunci când se ajunge la infidelitate economică sau financiară. Altfel spus, fiecare ascunde bani de celălalt. Nu-i bine, dragii mei, pur și simplu nepotrivit. Cum să ascunzi bani de soțul tău sau de soția ta dacă sunteți amândoi credincioși? Dacă, Doamne și ferește, unul are o problemă cu pariurile, cu băutura și alte lucruri, acolo putem vorbi de situații excepționale, dar eu acum mă refer la cazuri concrete în care cei doi sunt credincioși. Nu se pot ascunde bani pentru că infidelitatea aceasta financiară distruge încrederea. Lasă că nu știe, că dacă știe, consumă. Nu, nu, nu. Discutați, analizați, faceți-vă un plan, trebuie să aveți aceleași priorități, aceleași valori, finanțele pot adesea conduce la tot felul de tensiuni. Și sunt multe alte lucruri care pot să genereze certuri și tensiuni și dacă e să fim sinceri, cred că mai mult sau mai puțin ne-am cam regăsit fiecare dintre noi doar în cele amintite. Sunt probleme și apar conflicte. Trebuie să fim atenți cum le gestionăm și vom vedea după rugăciunea cu partea fraților cum trebuie să reacționăm și cum trebuie să rezolvăm conflictele care apar în viața noastră. Continuăm să privim la conflictele care apar în familie și vreau să mergem mai departe și să discutăm acum despre modul în care mulți dintre noi reacționăm greșit atunci când apar conflicte și vom vedea trei reacții greșite la conflictele care apar în familie
Și apoi vom încerca să vedem care ar trebui să fie reacția corectă pentru soluționarea conflictelor. Vă readuc aminte, este cu neputință să nu apară conflicte în familie, ca să folosesc o expresie din cuvintele Domnului Iisus Hristos, ceva asemănător spunea când vorbea despre ispite. Este cu neputință să nu apară conflicte în familie, dar e foarte important cum reacționăm și cum le soluționăm. Câteva reacții greșite pentru început. O primă reacție greșită este înghețarea. Înghețarea. Sunt oameni, bărbați și femei, care atunci când apare conflictul, în loc să confrunte problema, în loc să discute pentru a rezolva, preferă să înghețe și să se izoleze. Sunt oameni care probabil sunt introvertiți, nu vor să ajungă la rădăcina problemelor și unii au chiar falsa impresie, mai ales la începutul relației de căsătorie, că dacă nu spune nimic, dacă îngheață, dacă nu se mai implică, cumva, cumva, în timp se va rezolva. Nu. În timp nu se rezolvă. Cu timpul se poate rezolva prin implicare, dar în timp și fără implicare, cu siguranță, nu se soluționează conflictele. Ba mai mult, atunci când unul sau amândoi îngheață și devin inerți, nu se mai implică, nu discută, nu comunică pentru a rezolva conflictul, se creează în familie o atmosferă apăsătoare, toxică. O atmosferă care numai fericire, bucurie și pace nu-ți produce. De fapt, nu se produce altceva decât un război rece. Știți că războiul rece s-a numit rece tocmai pentru că conflictul era existent, dar înghețat. De aia a fost numit războiul rece. Războiul acesta rece, prin înghețarea, prin reacția aceasta de a îngheța la conflict, poate să producă multă suferință și durere pe termen lung. Și sunt familii care o pot ține așa zile la rândul, săptămâni la rândul și uneori chiar luni și ani la rândul. Înghețarea, dragii mei, nu rezolvă problema. Conflictele nu trebuie înghețate, conflictele trebuie confruntate și soluționate. Că dacă îl îngheți, nu faci altceva decât să amâni pentru mai târziu, când se va dezgheța. Și când se va dezgheța, va reveni cu o forță și mai mare. Înghețarea, reacția aceasta este o reacție greșită, care nu soluționează problema. De altfel, Domnul nostru a spus foarte clar, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și te izolează. Îngheață, nu mai vorbi, nu mai comunica. Nici vorbă. Dacă fratele tău, și acum între soț și soție, mai ales credincioși, e clar că vorbim de un frate în credință, chiar mai mult, soț și soție. Dacă a păcătuit împotriva ta, du-te și confruntă-l, mustră-l cu înțelepciune, evident, pentru soluționarea conflictului, că altfel nu se poate soluționa. Este o reacție greșită, vă rog frumos să o evitați. O altă reacție, probabil chiar mai greșită pe alocuri, este evadarea. Sunt oameni care atunci când apar conflicte, soți sau soții, în loc să soluționeze conflictul respectiv, caută să evadeze, să-l ascundă și să-și găsească împlinirea în alte lucruri sau în alte locuri. La locul de muncă, la cumpărături, la un sport zilnic, la tot felul de contexte mai potrivite sau mai nepotrivite, ca să nu mai vorbim de cei care își găsesc evadarea în băuturi sau, Doamne ferește, în droguri și în tot felul de lucruri. Pentru că n-au soluționat conflictul, n-au dorit să-l soluționeze, preferă evadarea. El evadează pentru că n-are curajul și nici înțelepciunea să confrunte problema și să o soluționeze. Și aceasta vreau să vă spun de asemenea că nu este o rezolvare. Până la urmă, tot acasă te întorci, tot acasă vii. Și dacă acasă nu-i pace și nu-i liniște, evadarea respectivă nu va rezolva problema, ci doar este o amânare a conflictului nerezolvat, care se va complica în timp. Evitați să evadați. Nu evadați din fața conflictelor. Ele trebuie rezolvate și soluționate. În niciun caz nu trebuie să vopsim peste rugină sau să avem impresia că vom putea continua găsindu-ne împlinirea în alte locuri sau în alte lucruri. Ca să nu mai vorbesc de cei care au căutat să-și găsească împlinirea la locul de muncă sau în alte locuri și acolo au găsit pe unul sau pe alta care a fost altcumva și de acolo s-a stricat familia și sunt multe astfel de cazuri. O a treia reacție greșită, cât se poate de greșită, este războiul frontal. Războiul pe față. Apare conflictul, izbucnește războiul. Acolo e Hiroshima și Nagasaki. Și mai ales când găsești doi căpoși care sunt foarte războinici, acolo apar cuvinte grele, acolo se ridică tonul,
Acolo se aruncă injurii, acolo se dezgroapă morții, că tu dintotdeauna, exagerări, generalizări, las că și mai demult, că și anul trecut, și să ferească Dumnezeu ce se poate întâmpla într-o astfel de reacție exagerată. E foarte grav, mai ales când amândoi reacționează așa și se alimentează reciproc. Nu se termină conflictul pentru că se alimentează reciproc și lucrurile tind să degenereze, iar situația aceasta este cu atât mai tristă cu cât de față pot să fie și copilași. Și acum dacă se întâmplă o dată în an, înțelegem că suntem oameni. Dacă se întâmplă săptămânal sau, Doamne ferește, zilnic, gândiți-vă cum cresc copiii. Copii handicapați pe viață, emoțional, spiritual, psihologic, spuneți cum vieți dumneavoastră. Pentru că este o atmosferă teribilă să crești într-o astfel de familie de război perpetu, o atmosferă teribilă. Dragii mei, înghețarea, evadarea și războiul nu sunt reacții corecte la conflict. Conflictul apare. Singura reacție corectă este, după cum deja am tot menționat, soluționarea. Și soluționarea, potrivit cu ce ne învață Scriptura, că nu ne uităm în altă parte, are trei pași. Are trei pași care trebuie parcurși cu atenție și nu putem sări niciunul din ei. Și primul pas, atât de important și de vital, este recunoașterea vinovăției și asumarea responsabilității personale, la nivel individual. Fiecare să-și recunoască vinovăția și să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile greșite pe care le-a făcut. Vorbe, fapte, atitudini și așa mai departe. E foarte greu să recunoști dacă ești plin de mândrie. E foarte greu să recunoști dacă ești un om orgolios. De altfel, e imposibil. Realmente, e imposibil să recunoști că ai greșit dacă ești un narcisist plin de orgoliu, de o mândrie teribilă. E imposibil să recunoști până când nu-ți calci pe mândrie, până când nu te zmerești. Cineva spunea pe bună dreptate, o căsătorie de succes presupune un divorț, divorțul de tine însuți. Divorțul de tine însuți. De altfel, Domnul nostru a spus clar, dacă vreți să fiți ucenicii mei și să veniți după mine, trebuie să vă lepădați. Să vă lepădați de ce? Păi de voi, de sine. Observați cum lepădarea de sine capătă valențe cât se poate de practice începând din familie. Păi te lepezi de tine când îți calci pe mândrie și pe orgoliu și spui am greșit, recunosc. De altfel, eu nu știu cum unii se pot numi pocăiți când ei în familie nu practică pocăința. Primul pas al pocăinței e recunoașterea. Să fii capabil să-ți recunoști greșeala, păcatul, eroarea pe care ai comis-o, insulta și așa mai departe. Lepădarea de sine e cât se poate de practică și începe din familie, din cel mai elementar context al vieții, contextul de familie. E foarte interesant, mulți când citesc acolo în Evanghelie despre lepădarea de sine, ei săracii s-ar gândi la martiraj, să moară într-un martiraj, dar nu sunt în stare să-și ceară iertare în familie. Și sunt unii care ar fi în stare să fie arși pe rug de dragul Domnului, dar nu sunt în stare să-și ceară iertare în familie. Ați văzut cum începe 1 Corinteni 13? Chiar dacă mi-aș împărți toată averea și mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste. Adică tu nu ești în stare să-ți recunoști, să te zmerești, că asta dragoste e practică. Tu poți să fii în stare să faci lucruri mari pentru Dumnezeu, între ghilimele, dar nu ești capabil de cele mai elementare lucruri, să-ți recunoști vinovăția începând din familie. E foarte important. Fără recunoașterea vinovăției nu se poate soluționa absolut niciun conflict. De altfel, dacă nu poți să-ți recunoști vina în conflictele din familie, cum poți să-ți o recunoști în fața lui Dumnezeu? E absolut, e o contradicție aici cât se poate declara. Tu nu ți-ai cerut în viața ta iertare soției sau soțului, dar tu pretinzi că ești pocăit și Dumnezeu te-a iertat că ți-ai cerut iertare din fața lui. E ceva de neînțeles și de fapt o minciună. Testul este să vedem cum suntem începând din familie. Dacă nu iubești pe fratele pe care îl vezi, cum îl poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Dacă nu-ți iubești soția de care ai fost îndrăgostit și cu care ai încheiat legământ de căsătorie, cum poți să-l iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Am observat că problema asta cu recunoașterea nu e una specific masculină, e una specific umană. O au și bărbații și femeile. Și o problemă foarte, foarte serioasă. Sunt oameni care întotdeauna dau vina pe alții sau pe altceva. De la bun început omul a dat vina pe celălalt. Știți, când Adam a păcătuit, o știți că nu, el îi devine că Eva nu ia, că șarpele. Și de atunci, până în ziua de astăzi, au trecut mii de ani, omul dă vina pe altul. Tu ești de vină, întotdeauna tu ești de vină, dar el niciodată nu-i de vină. Observați generalizările. Și astfel, nu există recunoaștere și dacă nu există recunoaștere, nu există soluționare. Mi-aduc aminte de un episod
Geneza 16, întotdeauna mă intrigă atunci când ajung acolo. Sara vine la Avram și îl împinge pe Avram să se căsătorească cu sclava ei, care se numea Agar. Și după ce Agar rămâne însărcinată și naște un fiu de parte bărbătească pe Ismael, Agar o privește cu dispreț pe Sara. Și știți ce îi spune Sara lui Avram? Citiți acasă în Geneza 16. Tu ești de vină, zice către Avram. Cum să fie el de vină? Toată ideea, tot planul a fost în mintea ta, el te-a ascultat. Îi de vină că te-a ascultat acolo, da, într-adevăr îi de vină. Și acum când planul a fost dus la îndeplinire, dă vina pe el. Tu ești de vină pentru noi. Eu sunt de vină. Fiecare trebuie să-și asume și să-și recunoască vinovăția. Fără recunoaștere nu există iertare. Știți, nu poți să oferi iertare fără cerere de iertare. N-ai cum, e imposibil. Poți să nu ții ură, poți să nu ții ranchiună, poți să depășești tu situația, dar iertarea nu se poate oferi fără cerere de iertare. Și cererea de iertare începe prin recunoașterea greșelii. Și dacă nu-i recunoaștere, nu se soluționează conflictul. Conflictele se îngheață și tot timpul vor ieși din nou la suprafață pentru că n-au fost soluționate, nici măcar nu s-a început procesul de soluționare. Deci primul pas, recunoaștere. Recunoaștere și asumare. Asumarea e mai mult decât recunoaștere. Asumarea înseamnă că după ce ai recunoscut, faci tot ce ține de tine ca să repari ce ai stricat. Adică dacă se mai poate repara. Asumarea asta înseamnă că vedeți pe politicieni că ne asumăm. Ei își asumă, dar nu repară nimic. Mulți, ne asumăm. Nu, asumarea înseamnă să faci tot ce ține de tine, să repari și să nu mai repeți pe viitor. Da? Să iei măsuri și să iei decizii pentru ca lucrurile să nu se mai repete. Primul pas vital, absolut important în inima pocăinței. Recunoașterea vinovăției. Apoi, e mare nevoie și multă înțelepciune de comunicare în timpul conflictului. Confruntarea presupune comunicare. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l. Mustrarea înseamnă comunicare verbală, efectivă. Aici e nevoie de foarte multă înțelepciune. Cum comunicăm? Trebuie să comunicăm cu calm, trebuie să comunicăm pe cât posibil la rece, trebuie să comunicăm cu înțelepciune și să folosim cuvinte potrivite. Vreau să vă spun că o vorbă spusă cu calm și înțelepciune la începutul unui conflict poate termina conflictul din fașă. O vorbă spusă cu calm și cu înțelepciune la începutul conflictului l-a terminat înainte să existe, de fapt. L-a omorât din fașă. Și așa trebuie. Da? Și găsim multe proverbe în Cartea Sfântă Biblia despre vorbele acestea și cuvintele acestea, atitudinea pe care o spui, până și ochii și fața comunică. Dacă ai înțelepciune ca bărbat, ca femeie, poți să termini un conflict înainte să-l începi. De altfel, e valabilă și reciproca. O vorbă spusă cu nervi și fără înțelepciune poate face dintr-un conflict mic un război pe termen lung cu daune foarte multe. Comunicarea e absolut vitală când vorbim de soluționarea conflictului. Apoi, evident, să-ți ceri iertare. Ajungem la cererea de iertare. O căsătorie fericită, spunea cineva, este un mariaj între două persoane care au învățat să-și ceară iertare și să se ierte unul pe celălalt. Asta e dacă vreți, metoda foarte scurtă pentru o căsătorie fericită. Sunt două persoane care au învățat să-și ceară iertare și să se ierte unul pe celălalt. Câte conflicte s-ar termina foarte repede dacă am învățat să ne cerem iertare corect și cât mai rapid cu putință. Am greșit, iartă-mă, nu trebuia să vorbesc așa, nu trebuia să reacționez așa, nu trebuia să fac așa ceva. Și s-ar rezolva atât de repede dacă am învățat să ne cerem iertare într-un mod corect și cât mai repede. Am descoperit de asemenea că sunt foarte multe feluri de a-ți cere iertare. La unii funcționează un anumit fel de a-ți cere iertare și la alții funcționează un alt fel de a-ți cere iertare. Pur și simplu trebuie să-ți cunoști soțul sau soția, partenerul, ca să știi cum să-ți ceri iertare. Sunt unii care spun doar pur și simplu îmi pare rău pentru că și e suficient pentru soț sau soție să audă că îți pare rău. Adică realmente să vadă că tu regreți, suferi. Îmi pare rău pentru că. De aici trebuie din nou să adăugăm, nu-i suficient să spui doar îmi pare rău, ci totdeauna trebuie să cauți să fii specific, concret. Că îmi pare rău, poate să-mi pară rău și de vremea de afară, poate să-mi pară rău de situație, că s-a întâmplat, e situația de așa natură, îmi pare rău de situație, dar trebuie să fii specific, concret. Noi când venim cu pocăință și cu cerere de iertare înaintea lui Dumnezeu, cum ne mărturisim păcatele? Doamne, iartă-mă că am făcut cu tare și cu tare, specific, concret. Cei care practică spovedania chiar solicită să mărturisești cât se poate de concret și de specific, măcar că nici nu are dare să asculte și nu fac de multe ori cum trebuie. Dar e important să fim concreți. Îmi pare rău că te-am jignit, că te-am neglijat, că nu te-am respectat,
că te-am insultat, că am spus cu tare, cu tare sau cu tare. Fiți specifici, nu general. Aici trebuie să fiți cât se poate de specifici. Și foarte important, niciodată după îmi pare rău, nu se adaugă cuvântul dar. Îmi pare rău că te-am supărat, dar tu ești de vină. Tu ai început. Când ai spus dar, ai stricat totul, mai bine tăceai. Darul anulează orice cerere de iertare. Nu, îmi pare rău, e vina mea, îmi asum, punct. Fără dar. Dacă vreți soluționare, dacă vreți o continuare, repriza a doua, repriza a treia, prelungiri, mai puneți dar și întotdeauna va urma continuarea. Niciodată nu se adaugă dar când îți ceri iertare. Apoi, pentru unii nu e suficient doar îmi pare rău. Trebuie să-ți accepti și responsabilitatea și să recunoști realmente că tu ești de vină. Observați, când spui îmi pare rău, pentru mulți e impersonal. Și veți spune că e un detaliu, dar detaliile astea sunt atât de importante. Pentru unii trebuie realmente să spui, nu, îmi pare rău, dar eu sunt de vină. Îmi pare rău de situația asta, dar mi-asum, deja devine personal. Eu sunt de vină. Îmi pare rău, eu sunt vinovatul. Și pentru unii e important să audă aceste cuvinte, e vina mea. Asta înseamnă că tu îți asumi responsabilitatea pentru ce ai greșit. Sunt detalii, dar sunt atât de importante. Apoi sunt situații, după cum am spus, când trebuie să repari. Cum pot să repar? Ce pot să fac pentru ca să mă îndrept greșeala? Cum pot să-ți recâștig încrederea, mai ales acolo unde au fost greșeli repetate, care nu au fost soluționate, care au fost îngropate, conflicte înghețate, acolo s-a pierdut încrederea și acolo e nevoie de timp și e nevoie de efort, de decizii și de lucruri concrete. Ce pot să fac pentru ca să repar? Cum pot să-ți recâștig încrederea? Asta înseamnă realmente să-ți asumi, adică să vrei și să repari unde se poate repara. Promisiunea, de asemenea, e foarte importantă în multe cazuri. Promit că nu o să mai fac și pentru ca să vezi că mă țin de cuvânt, iau niște decizii acum de față cu tine. Renunț la asta, îmi asum asta, hai să facem împreună pași concreți pentru ca lucrul acesta să nu se mai repete. Să nu se mai repete. Domnul Iisus Hristos i-a spus clar, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică să nu mai repeți, să nu mai faci ceea ce ai făcut și pentru care te-am iertat. Iar nu de puține ori e nevoie inclusiv de solicitarea iertării. Te rog frumos să mă ierți. Îți vei spune atâția pași, atâția cuvinte. Da, pentru că ăsta e păcatul. Păcatul produce daune pe multe planuri. Te rog frumos să mă ierți. Pot să mă ierți. Și când a spus din toată inima, da, te iert, atunci, în sfârșit, lucrurile ar trebui să fie bune, dacă a existat sinceritate. Dragii mei, de ce apar conflicte? Apar conflicte pentru că suntem conflictuali sau păcătoși. Chiar născuți din nou fiind și în procesul de sfințire, noi încă mai suntem ispitiți de firea pământească care nu-i ținută răstignită sau prin ispite din exterior, prin influențele lumii, suntem în continuare supuși influențelor care există în lumea aceasta și capabili să păcătuim. De aceea apar conflicte. Vreau să vă spun însă în încheiere că Dumnezeu are capacitatea asta, numai El are capacitatea asta, să scoată lucruri bune inclusiv din conflicte. Am vei spune, asta e prea de tot. Nu. E cât se poate de real. Dumnezeu poate să scoată lucruri bune din conflicte. Asta nu înseamnă că conflictele sunt bune sau de dorit, nici vorbă. Dar prin conflict înveți smerenia, înveți pocăința, înveți cererea de iertare, înveți să-ți asumi, să recunoști, înveți să fii mai sensibil, să fii mai atent, înveți să te lepezi de tine însuți într-un mod cât se poate de practic, înveți pocăința, înveți viața de sfințire. V-am spus la începutul acestei serii, căsătoria este laboratorul lui Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Sunt lucruri dureroase, dar importante și sunt lucruri rele pe care noi le facem, din care Dumnezeu poate să scoată lucruri bune și să ne învețe și să ne dea tot felul de lecții atât de necesare. Prin viața de familie, Dumnezeu ne maturizează. Știu că e dureros, dar e necesar și la urmă va fi frumos. Domnul să ne ajute să practicăm pocăința aia, că nouă ni se spune pocăință dintr-un motiv, că tot timpul am zis de pocăință. Dacă nu practicăm din familie, din relația soț-soție, atunci ne înșelăm singuri și nu suntem nici măcar ceea ce pretindem că suntem, și anume pocăiți. Domnul să ne dea înțelepciune. Să știm să ne cerem iertare, să ne asumăm și să rezolvăm cu blândețe conflictele care apar. Thank you.